Bine v-am regăsit, sunt Cristina Șoloc, a început emisiunea Drum Bun. Aproape 90% din rețeaua națională de drumuri este cu o singură bandă pe sens, consemnează un raport al Poliției Rutiere. Adică turisme, tiruri, camioane, chiar și căruțe pe aceeași bandă de mers sute de kilometri. Lucru care evident afectează atât timpul de călătorie, cât și siguranța noastră în trafic. Vorbim astăzi despre șoferii de tiruri și camioane, apoi despre cei care se urcă băuți la volan și vedem cum reacționează o mașină care are suspensia defectă. Pe pagina de Facebook a emisiunii încep chiar acum concursurile cu premii. Vă așteptăm și acolo! Plecați aproape în permanență de acasă și expuși riscului, atât în trafic cât și când sunt parcați? Șoferii de tir sunt considerați o piesă foarte importantă în economie. Unii spun că fără mărfurile pe care le transportă, economia s-ar bloca. Cu mărfuri valorând sute de mii de euro, șoferii de camion au responsabilități uriașe. Salariile diferă de la o firmă la alta și de la o țară la alta. Dar viața tiriștilor este aceeași în fiecare țară. Plecați cu zilele și confruntați cu monotonia traficului de pe autostrăzi, șoferii de camion resimt cel mai mult lipsa familiei. Șoferul de autocamion este întotdeauna departe de casă, cu răspundere foarte mare, cu responsabilități foarte mari, ce presupun valoarea autocamionului, presupun valoarea mărfii, și cu foarte, foarte multe frustrări, ce vin din foarte multe locuri. Nu ești întotdeauna acasă după ora 5. Trebuie, în primul rând, înainte să te hrănești sau să te speli, să ai grijă de mașină. Trebuie să știi să reacționezi atunci când se întâmplă lucruri neprevăzute pe traseu. Toate acestea înseamnă sau se traduc într-un comportament de tipul vreau să treacă timpul mai repede, vreau să ajung la destinație. Vreau ca timpii aceia de odihnă să fie practic comprimați, să parcurg distanțe cât mai mari în aceeași 45 de minute sau în același interval mare cu care merg. Practic îmi doresc să sfidez timpul, să fac ca timpul să fie mai strâns, mai concentrat, tahograful meu să meargă mai repede. Unii spun că meseria de tirist este una dintre cele mai plictisitoare din lume. Să conduci mii de kilometri, să mănânci ce ai în pachet și să faci duș când ai noroc, nu pare jobul de vis. Salariile sunt destul de mari în comparație cu cele de pe piața muncii. Bonusurile nu sunt nici ele de lepădat. E nevoie de categoriile B, C și E la carnet și de experiență de minim un an în șofatul de mașini mari. O cursă contractată durează 6 săptămâni și poate fi urmată de aproape 2 săptămâni de odihnă. Oboseala generată de dorința de a ajunge mai repede la punctul de destinație, oboseala generată și de faptul că își forțează sau își obligă soțiile să iau un carnet asemănător lui și nu întotdeauna sunt trecute pe diagrama tahograf ca să conducă ele efectiv. Și soția dă examen pentru permisul de șofer de tir și merg împreună, fac rută împreună? Necesitatea te împinge, da, și soția dă examen pentru carnetul de tir, și ea dă examenul pentru atestat, pentru licență, dar este luat în general ca pasager, pentru că, evident, bărbatul întotdeauna conduce mai bine un astfel de camion, evident că are încredere în lucru făcut de propriile mâini. Multe firme din străinătate recrutează șoferi din România. Îi caută pentru că sunt muncitori și dispuși să facă ore suplimentare. Una e să conduci pe autostradă în Germania, în Cehia, în Austria, alta e să conduci pe bucățile noastre de autostradă din România. Din punctul ăsta de vedere, șoferii români sunt într-adevăr mult mai bine pregătiți decât orice alt șofer din Europa. Aș spune chiar și din lume. Gândiți-vă că ești pe o șosea cu un singur sens, printr-o comună, și în fața ta este o căruță sau un biciclist. Atunci când ești într-un turism, depășirea se face natural. Când ești într-un tir, trebuie să ții un spațiu de manevră, să începi depășirea cu câțiva zeci de metri înainte, să ai grijă că atunci când îl depășești, să nu cumva să
dintr-o greșeală sau alta, să ajungă sub roțile tirului. Și abia în momentul în care îl vezi în oglinda laterală, că este undeva în spatele tirului tău, te poți retrage pe banda ta. Ori lucrul ăsta presupune precizie, atenție, viteză de reacție, evident calități pe care nu le dezvolți pe superbele autostrăzi din vest. Calitatea pregătirilor înseamnă calitatea pregătirii pe care o au din școala de șoferi, care îi pregătește să fie șoferi de categoria C sau CE în cazul transportului de marfă, în cazul transportului cu remorci, cu semiremorci, și de atestatul pe care ei îl primesc. Nu este de ajuns doar să ai categoria C, D sau E, să poți să conduci camion sau autobuz. Este nevoie să mai dai și niște teste pentru a obține licența de transport. De foarte multe ori auzim expresia cum că șoferul de tir modern nu mai este șofer de tir, ci este un posesor de permis și de atestat, pentru că el nu are cunoștințele necesare pentru a face față conducerii de autocamioane pe drumul public. Ba mai mult decât atât, faptul că nu cunoaște anumite proceduri legale, faptul că nu este racordat la anumite cerințe, îl face pe șoferul de autocamion să fie extrem de vulnerabil. Cu mulți ani în urmă se dădeau, în opinia mea, niște testări mult mai importante. Din ce am observat și am studiat, aceste testări de care fac vorbire acum sunt păstrate în țările vestice. În sfârșit, legea se aplică, nu se interpretează. Anul trecut, Uniunea Națională a Transportatorilor din România, UNTR, atrăgea atenția asupra faptului că lipsa șoferilor de tir profesioniști este un factor de natură să descurajeze dezvoltarea unui segment important din economia României, transportul de mărfuri. În aceste condiții, transportatorii cereau ca vârsta minimă la care să se poată obține categorii de șofer profesionist să nu mai fie de 21 de ani, ca în prezent, ci 18 ani. De asemenea, UNTR cerea implicarea statului în finanțarea formării de șoferi profesioniști. Uneori, pentru a putea să obțină venituri suplimentare, unii șoferi de tir acceptă să plece în curse repetate. Și atunci, din cauza oboselii la volan, se întâmplă accidente. Accidentele sunt grave, indiferent că vorbim de pierdere de vieți omenești sau de deteriorarea mărfii pe care o transportă. Când un conducător de tir semnalizează întâi stânga și apoi imediat dreapta să poată să-și ia raza de curbură, iar conducătorii de turisme doresc neapărat în momentul ăla să treacă ei mai departe. Accidentul provocat de un autocamion, de un autotren, poate chiar încărcat, niciodată nu va fi un accident ușor. Accidentele pe care le provoacă șoferii de tir sunt, în general, accidente grave. Dacă atunci când povesteam despre conducerea de autovehicule, spuneam că distanța dintre mine și vehiculul din față ar trebui să fie undeva la minim 2 secunde. Aici vorbim de o distanță între vehiculul greu, vehiculul de mare tonaj și vehiculul din față, o distanță ce poate să ajungă până la 6 secunde, în funcție de greutatea transportată. Acum să-i dăm cezarului ce e al cezarului. O mașină mare impune, prin volum, prin formă, prin aspect, prin modul în care se deplasează în trafic. Atunci când ești la volanul unui astfel de tir, modul tău de a vedea traficul, lucrurile, ceilalți participanți, este un pic altfel. Îți dă o mare încredere în tine când ai un astfel de autovehicul la puterea ta. La nivel mondial, bărbații produc de 3 ori mai multe accidente rutiere din cauza băuturilor alcoolice, comparativ cu femeile. La nivel național, numărul accidentelor provocate de consumul de alcool la volan a scăzut în ultimii 2 ani cu peste 20%. Există ochelari care simulează o alcoolemie de 1 la 1000, în cazul în care doriți să vă testați reacțiile. Noi l-am testat la Academia Titi Aur. România se află pe locul 9 în Europa și pe locul 29 la nivel mondial, după ponderea deceselor din accidente de circulație produse ca urmare a consumului de alcool.
Pe lângă oboseală, neatenție, lipsa de experiență și agresivitatea la volan, consumul de băuturi alcoolice reprezintă unul dintre cei mai frecvenți factori de producere a accidentelor rutiere grave și foarte grave. Prin studiile voastre, ce ați remarcat? Consumă românii alcool la volan? Mai ales cei tineri declară un consum scăzut de alcool la volan, îl declară. Ca mentalitate națională ne confruntăm cu acest fake good. Vreau să dau bine. Vreau să ies bine, chiar dacă știu că un chestionar e anonim. Prescripția socială zice, da, dar nu e bine să spui că bei la volan. Și atunci nu mulți declară, dar statisticile ne arată că accidentele provocate de consumul de alcool sunt extrem, extrem de grave. Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Am făcut nebun, am pus la viața mea, pui mă, dar n-am vrut în viața mea, țin atunci. Păi, dar la mașină a văzut că toate cauciucurile sparte. Ce s-a... care mașină? A dumneavoastră. Dar cu ce mașină am venit? Conform unui raport realizat de Organizația Mondială a Sănătății, 18% dintre accidentele mortale petrecute în România sunt cauzate de consumul de alcool. Bărbații produc de 3 ori mai multe accidente rutiere atribuite consumului de alcool comparativ cu femeile. Consumul de alcool, în general, presupune o alterare a funcțiilor sistemului nervos. În plan psihologic, asta înseamnă că toate percepțiile, auditive, vizuale, tot ceea ce înseamnă senzații, se modifică simțitor. Înseamnă că în momentul în care am consumat alcool, voi percepe cu totul diferit distanțele, voi percepe cu totul diferit stimulii din jur. Un stimul vizual care este la o distanță de câțiva metri, îl voi percepe la o distanță mult mai mare de mine. Știm foarte bine că 2 secunde ne vor lua în mod natural atunci când suntem perfect odihniți și nu am consumat alcool și totul este în regulă, până când vom lua decizia să frânăm. În cazul consumului de alcool, acest timp se mărește de câteva zeci de ori. Ne gândim că va trebui să frânăm brusc, că va trebui să luăm o decizie. Decizia, în primul rând, o vom lua alterat de percepțiile noastre modificate. Pe de altă parte, o vom lua foarte târziu. Prin urmare, ceea ce se va întâmpla cu cineva care este băut la volan, aflat într-o situație limită, nu poate fi decât catastrofal. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflați sub influența alcoolului comit încălcări ale normelor de circulație. Conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășit neregulamentare sau execută virajele în mod periculos. Auzi, crede-mă, șeful, el a pus frână. Dar dacă a pus frână, a pus-o pentru el, nu pentru mine. Dar pe ea să lovim mașina, ia uitați. Cine? Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacție și precizia mișcărilor și poate determina scăderea acuității vizuale și auditive a șoferilor. Lucrurile se complică și mai mult atunci când un conducător auto se urcă la volan după ce a consumat droguri. La capitolul stupefiante și droguri, situația este, să zic, înrăutățită mult. Dacă în cazul alcoolului vorbim de iluzii perceptive, vorbim de aproximări greșite, când vorbim de consum de stupefiante, aici pot apărea halucinațiile. Halucinațiile sunt niște percepții fără obiect. Ele nu există în realitate. Cel care conduce o mașină în această stare, după ce a folosit droguri, substanțe stupefiante, ia decizii complet nejustificate, fără a vedea concret ceva. Îi se poate părea că, poate să creadă că, și atunci acționează. Ce s-a întâmplat? N-ați văzut? N-am văzut nimic și nu e... Deci nu e, cum v-a spus. La controlul cu etilotestul, polițiștii au găsit 1,4 mg alcool pur în aerul expirat, aproape de comă alcoolică. Aici suntem. Haideți să vă luăm o versiune, să vă evaluăm. Și după aceea mergeți. Nu vă luăm obligat la spital. Haideți aici în ambulanță să vă luăm tensiunea. Legea pedepsește aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce șoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice, iar concentrația de alcool în sânge depășește limita legală.
Limita de alcool tolerată în România este zero. Toleranță zero la alcool, spune politica poliției rutiere, care este una foarte corectă, în opinia mea. Avem până în 0,4 n-aero expirat și 0,8 contravenție extrem de gravă. Peste această limită, consumul de alcool la volan constituie infracțiune. Ce înseamnă mai exact 0,8% în pahare, spre exemplu? Este extrem, extrem de relativ. Toate aceste lucruri oscilează în funcție de greutatea celui care consumă, de funcționarea ficatului. Putem să spunem că în cazul unei persoane care are anumite probleme, acest 0,8 poate fi la o limită extrem, extrem de joasă. Nu putem spune asta în pahare. Au încercat mulți în legislația internațională să prevadă că avem voie la volan o bere. Da, dar acea o bere poate să însemne o percepție total denaturată, poate să însemne starea de ebrietate pe care altcineva o are la 5 beri sau la 10 beri. În România, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,8 grame la mie, alcool pur în sânge. Sincer, nu știu unii mă aflu. În țiglina, drept orășelul copilului, da? Și ce făceați? Ce făceam? Păi ce făceați? Conduceați un autoturism, da? Nu. Aveți permis auto? Nu. A cui este mașina? Cum n-a cum eu. Și știe că ați luat mașina? Nu. Deci ați și furat-o? N-am furat-o. Păi dacă nu știe că asta nu este furt, ce ați consumat? Două beri. În Italia, pentru depășirea limitei maxime de alcool în sânge admise, de 0,5 grame la mie, șoferul poate ajunge în arest, iar mașina îi poate fi confiscată. În Germania, șofatul în stare de ebrietate poate atrage după sine interdicția de a mai conduce pe teritoriul acestui stat. Orice depășire a concentrației de alcool permise, de 0,49 grame la mie, se lasă cu o amendă de 125 de euro. În Marea Britanie, șofatul sub influența băuturilor alcoolice se soldează cu amenzi mari, de 5.000 de lire sterline, plus suspendarea permisului pentru 6-12 luni, alcoolemia permisă prin lege fiind de 0,8 grame la mie. Am încercat să simțim pe pielea noastră ce se întâmplă atunci când ai ceva mai mult alcool în sânge și te urci la volan. Nu am băut nimic, doar am purtat ochelari speciali. Hai să încercăm să nimerim această minge. Văd trei, pe care dintre ele? Pe care vrei tu. Mai tare puțin. Opa! Lați-o! Oh, Doamne! Complicat. Așa se întâmplă și în cazul celor care beau la volan. Cam așa vor percepe distanțele. Vor crede că mașina de pe contrasens este acolo când ea este de fapt aici. Și care e tehnologia? Simulează ceea ce se întâmplă cu nervii optici și cu percepția noastră în momentul în care consumăm alcool. Oh. Cu grijă. Trei sori, doi sori văzusem până acum. Nu văd nimic. Bun. Hai să vedem cum nimărești cheia de contact. Cu alcoolemie de 1 la 1000 vei încerca să parcurgi un slalom, câteva jaloane. Hai să vedem dacă te vei descurca. Să încercăm să ilustrăm eroile de percepție despre care îți povesteam mai devreme. Încercăm să ne băgăm printre ele, da? A reușit? Prea, destul de larg. Întoarcem, da? Pe unde? Întoarcem. Pe unde am venit. Am uitat să schimbăm dreapta din cauza alcoolului. Poți să te învârți în cercul ăsta aici? Crezi că ai putea să încerci? În care cerc? În cercul ăsta. Aoleu! Oh, God! Asta era cercul? Jesus! Cam așa arată. Așa? Ieși. Doamne, e horror.
Am avariat mașina? Dacă slalomul ai reușit să-l faci cât de cât, pentru că acolo există abateri foarte mari, în momentul în care a trebuit să abordezi un atelier de îndemânare, toate aceste lucruri s-au sfârșit. Fugiți! Specialiștii spun că cea mai bună cale de evitare a problemelor este prevenirea. Dacă problemele sunt identificate din stadiul incipient, șansele să nu rămânem vreodată cu mașina în drum, spre exemplu, cresc considerabil. Astăzi, specialistul nostru Emil Gâteș ne arată într-un test comparativ cum reacționează o mașină care are suspensia defectă. În 1938, o suspensie pe bază de arcuri foi, care încă se regăsește pe vehiculele de mare tonaj, era de ultimă generație. Abia în 1946 a fost construită prima mașină din lume dotată cu suspensie pe perne de aer, Stout Scarab. A fost nevoie de ani de studii și dezvoltare pentru ca mașinile să ne ofere confortul dorit prin sisteme avansate de absorpție a șocurilor și vibrațiilor. Noile tehnologii sunt hidraulice, folosind perne de aer, ori sunt magnetice reglabile. Dar chiar și cele mai simple mașini au în zilele noastre sisteme bune de suspensie care amortizează șocurile provocate de gropi sau obstacole. Important este să fie în perfectă stare de funcționare. Când ne lasă amortizoarele, devine periculos. Iată și dovada. În micul nostru experiment de astăzi încercăm să demonstrăm diferența dintre un vehicul care este echipat cu suspensie bună și pneuri adecvate și un vehicul care este echipat cu pneuri noi, dar cu suspensie defectă sau neîngrijită. Suspensia neschimbată la timp, așa cum vom vedea, poate afecta simțitor distanța de frânare. Mașina care are suspensiile defecte are un spațiu de frânare cu mult crescut față de mașina cu suspensii bune. Putem observa de asemenea că mișcările acesteia sunt extrem de periculoase, putând duce la pierderea controlului volanului. Amortizorul este partea suspensiei care cedează cel mai des. După ce a trecut peste un obstacol, o suspensie bună are voie să facă maximum 2 mișcări sus-jos. Balansul excesiv în mers este semn clar că amortizorul a cedat. Iar într-o țară cu multe gropi ca România, se înlocuiesc de-a lungul vieții unei mașini multe seturi de amortizoare. În cadrul acestui exercițiu, am încercat să demonstrăm cât de importante sunt suspensiile unei mașini. O suspensie defectă sau o suspensie neschimbată la timp va duce la mărirea distanței de frânare, așa cum am văzut aici, cu peste 15 metri. Această distanță de frânare crește cu atât mai mult cu cât vom avea defecțiuni la sistemul de frânare sau anvelope uzate. Emisiunea Drum Bun a ajuns la final, dar concursurile de pe pagina noastră de Facebook abia au început. Puteți câștiga o cameră onboard de trafic performantă și un hands-free auto inteligent oferită de compania de conținut online. Sâmbătă la 13:30 puteți revedea această emisiune pe TVR1, iar pe tvrplus.ro puteți găsi toate emisiunile noastre. Pe joia viitoare, drum bun!